După ce a fost trimis în judecată în 2017 un dosar de contrabandă cu miez de nucă în valoare de 57 de milioane de lei, infracțiunea comisă în 2013-2014, judecătoria Hâncești e condamnat pe administratorii a două companii din Chișinău. Potrivit datelor din dosarul penal, la exportarea mărfii au fost prezentate certificate care ulterior s-au dovedit a fi false. Certificatele au stat la baza indicării Moldovei ca și stat de origine a nucilor exportate pentru cumpărătorii din Turcia. Totodată, în 2015, au fost exportate cantități de miez de nucă și prin folosirea frauduoasă a ștampilelor altei companii. În context, unul din cei doi administratori a obținut actele acesteia prin înșelăciune, în timpul unei comunicări de afaceri cu administratorul păgubit care le avea cu el, de a care încrederea a profitat. Probele administrate de autoritățile de investigație și prezentate de procurori în instanța de judecată au demonstrat vinovăția ambilor administratori. Aceasta a dus la condamnarea primului administrator cu suspendarea parțială a pedepsei și executarea reală a 2 ani și 6 luni de închisoare. În ceea ce îl privește pe al doilea administrator, acesta urmează să execute pedepsa cu închisoare pentru 1 an și 6 luni. Totodată, la solicitarea procurorului, instanța de judecată a dispus confiscarea în folosul statului a contravalorii obiectului contrabandei, în sumă de peste 57 de milioane de lei. Această sumă de bani urmează să fie încasată de la cei doi inculpați și de la persoana juridică, în mod solidar. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpații din dosar se prevalează de prezumție nevinovăției potrivit legii.